Luni 29 iunie, aleșii județeni s-au reunit în sistem videoconferință în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș. Primul punct de pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului județului Maramureș pe anul 2020. Aleșii județeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al creditelor interne prin diminuarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 54.789,44 lei, precum și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții sau finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020, prin majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 3.334,71 lei. În primul caz este vorba despre încheierea celui mai important credit contractat de Consiliul Județean Maramureș pentru cofinanțarea proiectelor europene. Eu am crezut că va fi mult mai consistent. Astăzi, Parlamentul României a făcut un lucru pe care îl așteptăm cu toții de foarte mult timp, o rectificare pozitivă pentru bugetul județului Maramureș. Mă rog, pentru bugetul fiecărui Consiliu Județean din țară, dar pe noi ne interesează județul Maramureș. S-au alocat în Parlamentul României, și îmi pare rău că guvernul nu înțelege prioritățile autorităților locale în această perioadă, dar s-au alocat prin Parlamentul României sume de bani importante. Vorbim de vreo 7-8 milioane de lei pentru funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și 20 de milioane de lei pentru echilibrarea bugetului județului. Prin această rectificare, cumva recuperăm pierderea, nu în totalitate, dar măcar parțial, pierderea suferită la începutul acestui an, când bugetul județului Maramureș a fost tăiat 30%. Eu îi felicit pe parlamentari pentru că au votat cu toții din toate partidele politice în pofida ceea ce le-a transmis guvernul, au votat această rectificare. Din păcate, ea nu este publicată în Monitorul Oficial. Se află de aproape 10 zile la președintele României, care încă, nu știu, n-a reușit să o analizeze, n-a reușit să dea o rezoluție. Cert este că nu o avem în mod oficial. Așadar, rectificarea bugetului Maramureș va fi fără această rectificare la nivel național, adică nu vom putea să ne reîntregim bugetul, nu vom putea să ne reîntregim rezerva la dispoziția Consiliului Județean pentru a interveni punctual, măcar acolo unde au fost calamități naturale în această perioadă, și de asemenea nu vom putea să intervenim pentru a suplimenta sumele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care în această lună rămâne fără salarii. Nu suntem doar noi în această situație, toate județele sunt în această situație, mai mult, fiecare unitate administrativ-teritorială, fiecare primărie este în această situație, nu mai există bani de salarii, nu mai există bani pentru persoanele cu handicap, pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap sau indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap, nici mai vorbim de cofinanțări sau investiții. Avem o problemă legată de funcționarea fiecărei instituții. Dar, punctual, la acest proiect de hotărâre vorbim despre încheierea unui credit, cel mai important credit pe care Consiliul Județean l-a avut pentru cofinanțarea proiectelor europene. El a ajuns la scadență, creditul de 116 milioane de lei prin care am cofinanțat proiecte importante ale județului Maramureș. Vorbim aici despre drumul reabilitat între Baia Sprie și Bârsana, despre sistemul integrat de management a deșeurilor, circuitul bisericilor de lemn, proiecte europene pe care le-am desfășurat și cofinanțat din acest credit. Acest credit va fi încheiat, așadar suma pe care n-am cheltuit-o până în acest moment vom renunța la ea și vom face o nouă procedură în decursul acestui an pentru ca sistemul integrat de management a deșeurilor să aibă în continuare cofinanțarea asigurată. Dar, în acest moment, trebuie să încheiem acest contract pe care l-am avut cu o instituție creditoare, cu CheckBank. Apoi, vorbim despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru spitalul de urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, adică suplimentarea bugetului cu aproape 2,3 milioane de lei reprezentând venituri din contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat, subvenții din bugetul Fondului Național Unii de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale și sume alocate pentru stimulentul de risc. De asemenea, vorbim despre modificarea
pozițiilor, alte cheltuieli și investiții pe anul 2020, adică obiectivele de investiții, prin introducerea în cadrul unui proiect european, o pagină web pentru proiectul MOBI. Cam astea sunt ceea ce discutăm astăzi la rectificarea bugetului județului Maramureș. Sper că în această săptămână președintele României va promulga această rectificare esențială, esențială pentru funcționarea fiecărei primării din județul Maramureș și a Consiliului Județean, urmând ca vineri, luni sau cel târziu marți să avem o ședință extraordinară pentru a discuta problemele urgente ale județului, în special pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale. Ședința de Consiliu Județean nu a fost lipsită nici de această dată de contradicții politice. Vedeți, dumneavoastră, mereu spuneți că noi la Consiliul Județean nu facem politică, facem administrație. Dumneavoastră sunteți un maestru în a folosi fiecare prilej pentru a punta politic o chestiune. Acum, totuși, haideți să recunoaștem că acest proiect de hotărâre care se referă la rectificarea bugetului propriu este, de fapt, și a fost un proiect de hotărâre care se referea la modul în care noi n-am reușit să tragem din ceea ce erau prevăzute cu ani în urmă atunci când s-a luat creditul și, drept urmare, trebuie să ne rectificăm bugetul. Asta nu are nimic și nu avea nimic practic cu ceea ce dumneavoastră ne-ați explicat acum, cum că ce înseamnă de fapt că v-ați fi așteptat să rectificați altfel prin acest proiect de hotărâre bugetul Consiliului Județean. Sigur, putem așa la fiecare proiect de hotărâre să folosim prilejul permanent, ar însemna ca noi să nu mai terminăm niciodată ședințele de Consiliul Județean, să stăm până noaptea, pentru că dumneavoastră ca reprezentant al puterii să ne prezentați tot ce înseamnă acuze la nivelul guvernului sau a puterii de la nivel guvernamental, iar noi la rândul nostru să începem să spunem ce se întâmplă prin Parlament, ce s-a întâmplat când visteria a rămas goală atunci când am preluat guvernarea și așa mai departe. Ori eu am încercat să respect totdeauna și cât se poate de mult ce înseamnă bunul mers al ședințelor noastre prin a nu avea intervenții de tip politic. Eu sunt un adept al unei bune administrații și o administrații locale. După cum vedeți, nu folosesc niciodată sintagma guvernul PNL, parlamentul PSD, ministrul PNL sau un, nu știu, numele unui partid politic. Nu asta faceți aceste lucruri. Eu niciodată. Dar atunci când vorbesc despre instituțiile statului, mă scuzați, dar nu pot să tac. Trebuie să vorbesc despre o anumită instituție. Apoi, că astăzi ea este condusă de PNL, că mâine va fi condusă de PNL, că poi mâine va fi condusă de USR. Nu mă interesează aceste lucruri. Mă interesează dacă putem să ducem proiectele la bun sfârșit. E că acum guvernul are o anumită culoare politică. De ce ne interesează pe noi acest lucru? Sau de ce dacă trebuie să criticăm atunci când trebuie să criticăm? Asta de mă scuzați, domnul consilier, nu știu care a spus, dar nu înțeleg ce sunt șmecher. V-ați lăsat microfonul deschis. Vă rog, spuneți dacă aveți ceva de spus. Într-un final, proiectul de hotărâre a fost aprobat de consilierii județeni.